În aceea zi în care râmnicenii sărbătoreau Ziua Națională a Imnului, fostul deputat Aurel Vlădoiu a fost condus pe ultimul drum. Vicepreședinte al organizației județene a partidului, Vlădoiu a încetat din viață luni dimineață, după o lungă suferință. În vârstă de 68 de ani, fostul parlamentar se afla la al treilea mandat pe listele PSD. Vlădoiu a fost prefect al județului Vâlcea între 2000 și 2004 și primar al stațiunii Băile Olănești între 1980-1989. Ca primar al stațiunii, unde venea frecvent Elena Ceaușescu la tratament și odihnă, a primit ordinul să taie toți cocoșii localnicilor, fiindcă o deranjau dimineața pe tovarășă. Se pare că nu a dus la îndeplinire cum trebuie sarcina, fiindcă un timp a fost trecut pe linie moartă. El a intrat, ca și alți colegi ai săi, în partidul fondat de Ion Iliescu, unde a rămas până la moarte. După ce a fost depus la Biserica Toți Sfinții, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului deputat a fost înhumat la cimitirul Sfântul Ioan din Râmnicu Vâlcea.